Salutare, oameni buni! După cum vedeți, o nouă lucrare, alte secrete la frezarea pământului cu motocultorul, mai ales la astea mari. În postura asta are 170 de kg, frezele fiind mai grele decât roțile, știți bine că l-am cântărit, plus cu ăla de spate. Deci vorbim kilograme pe cântar, nu kilograme din cap, de minte. Ce am mai făcut? La ce m-am gândit eu? Să întorc două secții, să le iau după partea asta, să le mut pe partea alaltă, astfel încât să nu mai aibă tăiușul înainte. Deci ele sunt poziționate tot stil Sfredel. Deci astea trei sunt cu tăiușul înainte, alea două sunt cu tăiușul înapoi. Deci sper să nu se mai afunde atât de tare. Avem arătură aici. Umiditate mult mai mare decât într-un pământ de arat. Deci riscul de afundare e mai mare. Cine spune că nu există secrete, nu are habar de meseria asta. Practic nu e meseria, da? E da, ceva, o activitate. Ce am mai făcut? Am mutat frezele pe poziția mai depărtată, da? De motocultor. Și-s mai depărtate. Sunt vreo 5 cm până la grup, până la protecția asta. Acum o să-i fac un test și observăm că ele, în mod normal, vin lăsate pe spate, da? Acum o să vină întoarse în față, da? Și nu o să mai taie astea, două secții pe parte, două pe parte, deci avem 4, deci 60% o să taie normal, 40% o să taie cum n-ar trebui, să zicem, dar așa o să le las, vedem cum, ce se întâmplă și numai în cazuri unde avem pământ foarte tare, o să le întorc normal, decât iau de aici, de sfadă la șurubul ăsta, da? Le-am luat de aici și le-am pus în partea alaltă. Da? Haideți să facem un test. Tocmai ce îl spălasem și acum îl murdărim iar. Se pare că e foarte bună configurația, nu se lipește, dar el e... A, uitați! E cocă!
E bine, oameni buni, foarte bună metoda. Încă o trecere și e suficient, da? Și aici a fost și la deal. Nu se încarcă frezele, e tot ok. Aici mă duceam rău de tot în jos, dacă erau frezele montate normal. Dar așa o să merg de acum încolo. Chiar n-am folosit deloc diferențialul. Și mai sunt și grămezi de bălegar și trebuie să încorporate, bineînțeles. Vedeți și voi. Una, două, peste tot. În partea aia niște pietroaie. La pământ tare ați văzut că se descurcă mai greu, fiindcă e și normal. Sunt frezele întoarse, patru secții. Deci e foarte bună rețeta asta. E foarte ușor să zici că nu merge un utilaj, dar nici nu încerci să-ți dai cu silința, da? Să-ți dai silința să faci o schimbare, să aduci ceva nou, să îmbunătățești, să vezi, să... Ăsta e român. Haideți că vin cu a doua trecere și vă arăt și vouă când ajung pe partea asta cum să prezint. Mai mult de atât n-am ce să-i fac. El fiind destul de umed, e și normal.